ceea ce discutăm în seara aceasta nu e teorie. Are de a face cu sufletul meu, cu sufletul fiecăruia. Vă amintiți când prima seară, când am devenit vulnerabilă în fața voastră, v-am vorbit despre cele două motive care m-au constrâns să caut pe Dumnezeu. Primul motiv, lipsa sensului vieții, absurdul vieții. Iar al doilea motiv a fost o tainică ascunsă, apăsarea sufletului. Pentru că ceva din mine spunea, ce ai făcut? Ce ai făcut? Și atunci când glasul acesta percutează ca o picătură chinezească, poate să-ți fure somnul, poate să-ți tulbure echilibrul, poate să te ducă în abisul depresiei. Mi-amintesc că în 2015 a apărut un articol în marile reviste internaționale în care se povestea despre un caz. Imaginați-vă la un post de poliție din Saskatchewan, este un stat din Canada, a apărut un bătrân de 21 de ani. A coborât dintr-o mașină, 91 de ani. A coborât din mașina condusă de un nepot sau nepoată și cu bastonul s-a îndreptat spre poliție. Sigur, în fața vârstei, în fața senectuții, oamenii se ridică cu respect în alte părți. Și ce vreau să vorbesc cu domnul ofițer de serviciu. A fost dus într-un cabinet, într-un birou, vă stau la dispoziție cu ce vă pot ajuta. Aș vrea să scrieți ce vă spun. Da? În plăcere. Scoate hârtia, tocul. Scrieți. Eu. Și numele lui nu este dat din protejarea persoanei. În 1946, faceți socoteala câte din 1946 până în 2015. În 1946, tocmai războiul al doilea se terminase, eu mă aflam în Anglia, fusesem un militar în al doilea război pe frontul de vest, și în Londra am avut o afacere cu o duduie, pe nume o chema Margaret Cook. Era o femeie pe bani. Și după ce am avut o istorie cu ea, m-a furat. Și pentru că un soldat din trupele aliate nu suportă să fie furat, am ucis-o. După care am dispărut. Crimă care a rămas nerezolvată. Și acum vreau să vă mărturisesc. Nu pot să mor. Și vreau să mă descarc de povara aceasta care m-a urmărit prin coșmaruri, prin conștiință, necurmat toată viața. Sunt gata să semnez. Și o crimă nerezolvată din Anglia, după zeci și zeci de ani. Și aceasta se cheamă o tortură, tortura conștiinței. Și se întreabă oamenii ce este acest cineva, această, știu, unitate morală din tine, un arbitru, care te urmărește, niciodată nu te laudă când e bine, și pe urmele tale ca un polițai, ca un dulău, și să spună, ai greșit, ai greșit, ai greșit. Mi-am amintit atunci că am citit în tinerețe, din biblioteca tatălui meu, era și un cititor, o cărticică cu schițe nuvele de Edgar Allan Poe. Allan Poe. Este un scriitor de, știu eu, literatură fantastică, în care el, într-o scurtă narațiune, intitulată Inima care își spune taine. E o traducere liberă, nu se poate traduce exact titlul în engleză, povestește despre un individ, un tânăr care avea un unghi
erau singuri, singurele rude, unchiul era mai bogățel, băiatul mai coate goale, și care la un moment dat îl ucide. Și îl ucide și îl îngroapă în beciul din bibniță. Crimă perfectă. Nu știe nimeni. Știți care e problema? E adevărat, nu știe nimeni, dar știi tu? Și faptul că eu știu, omul se culcă și aude zvâc-dâng. A, ce e asta? Și se pare că inima mortului bate. Și, bine, el descrie, el însuși era un psihopat care a sfârșit-o nebun. Edgar Allan Poe. Și el spune, omul nebunit vrea să fugă, pleacă în altă parte, zvâc-dâng. Și se termină în haos. Este acest ceva care nu-ți dă pace. Și este crud. Dar această cruzime te constrânge să cauți o ieșire. Vedeți? Noi am fost creați după chipul, după asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că noi suntem dotați cu o inteligență, se cheamă, trăsătura regească, nobilă a omului, că gândește, pe lângă instincte de care am povestit ieri. Suntem dotați cu emoții, sentimente, ca să apreciem dragostea, să avem acel EQ, emotional quotient, care e mai important decât IQ, decât intelligence quotient. Se apreciază că această dimensiune emoțională înțelege mai bine situațiile și poate gestiona problemele vieții decât o deșteptăciune matematică goală. Și suntem dotați încă cu o dimensiune, dimensiunea morală a binelui și a răului. Și de copil, noi avem acest ceva, eu aș putea spune acum, o antenă. Pentru că copiii n-au noțiunea binelui și răului la 3 ani, la 2 ani. Amintesc de o scenă pe care am mai povestit-o uneori. Noi locuim împreună cu fiica, ginerele și două nepoate și mă bucur tare de familia lărgită. Ne respectăm unul pe altul, nu există conflicte între generații, toate sunt basme, unde există iubire și respect. Și fetița cea mare, nepoata cea mare, la data aceea avea, cred că n-avea 3 ani, 2 ani jumate, se juca pe covor în sufragerie. Și am avut o idee și am spus, Șaina, vină la tătuțu. Eu eram tătuțu. Și azi joacă mai departe. Niciodată nu s-a întâmplat ca să nu răspundă. Și mă opresc, probabil că n-a auzit. Șaina, tătuțu te cheamă. Și mai departe se joacă. Ce faci? Pentru că ascultarea este o chestiune care se învață în primii 3 ani de viață. Obligatoriu. Dacă nu ascultă în primii 3 ani, ai pierdut trenul. Următorul tren e greu de prins. Și atunci, cu vocea mai de lup, mai groasă, spun, Șaina, sunt tătuțu-i trist dacă nu răspuns. Și el rămâne mai departe pe covor. Ce să faci? Ce măsură să iei? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am urmat tentația Filip Amântești și am spus, bine, tătuțu-i trist. Și am urcat tetele spre mansardă, unde e dormitorul și unde este și biroul meu. Și cu pasul apăsat, așa se audă un om împovărat, am urcat. M-am dus la birou și eram destul de trist, pentru că a rămas o problemă nerezolvată. M-a așez la birou, Dumnezeu știe acum ce trebuie să fac. Și cred că după vreo 20 de minute sau jumătate de oră, ușa se deschide și vine fetița, dar parcă căuta ceva, dar vine drept spre mine și își pune capul în poala mea. Și a zis, aha, soția care a văzut scena,
I-a spus, ce faci? Ce bine să ai un asociat. Și acum mișcată, îndemnată, îndrumată, a venit la mine. Și o întreb, îți pare rău că ai supărat pe tătuțul? Fetiță tace cu capul în poală, deci era mică. Uite, mă bucur că ai venit, tătuțul te iartă, hai să te dau un pupic. După ce am pupat-o, țuși din poală s-a dus, vitează, repede, lip, 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 a coborât la joaca ei. Și după 5 minute mă duc să o felicit pe soția. Bravo! Și a spune, ce? Păi, ai trimis? Eu zic, ce? Habar n-avea. Cineva, nu un om, a lucrat prin antena ei și a creat durerea în suflet care trebuia rezolvată. Și fetița și-a găsit singur drumul către iertare. Ei bine, există, zic eu, o antenă de care cineva se folosește. Și antena aceasta pe care noi o numim conștiința ne învață, ne instruiește în bine și rău. Ce faci însă atunci când devii mai mare? Când adun vină, dar a apărut în același timp și imaginea de sine, adică, știu eu, personalitatea, și apare ceea ce se cheamă orgoliu. Da, am greșit, dar el m-a determinat. El m-a împins în groapă. Mai întâi el să-și recunoască, să-și ceară. Și vedeți, sunt lucruri de care ne jenăm chiar să le conștientizăm. Pentru că ar putea să nu știe nimeni, ar putea, dar știi tu, hai ce nenorocirea. Și omul adună de-a lungul copilăriei, vă spuneam și un album pe care aș fi vrut să nu-l am, un album negru, în care apar fel de fel de situații, de vorbe, de gânduri, de sentimente, de fapte. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a dat această conștiință să simt vinovăția și să caut o soluție. Unde e soluția? Am să vă spun ceva. La televiziunea americană, în acele talk show-uri, era o distinsă persoană, lucrurile se întâmplă cu vreo, știu, 15 ani în urmă, o doamnă numită distinsă, filozof, scriitor, o cheamă Margarita Laschi. Numele ei apare și pe internet. Și această doamnă avea o discuție cu tot felul de persoane, mai ales persoane tinere, și discutau problema vinovăției. Și sună o duduie, o tânără, și a spus, ajutor, eu trăiesc, sunt în depresie, am povara vinei, dați-mi o soluție. Și Margarita, care era o ateie, spune, dragă Eleonor, sau cum o chema, vreau să spun un lucru. Trebuie să înveți să conviețuiești cu vina. Asta e soluția. Trebuie să învățăm să conviețuim cum conviețuiești cu ploșnițe în casă sau cu păduchi sau cu altceva. Trebuie să conviețuim. Asta este. Nu există cale ieșire. Și atunci spune un cuvânt extraordinar. Sunt invidioasă de creștini că ei au un loc unde să meargă să-și arunce, să-și scoate vina, să-și scoate vina afară și să primească iertare. Noi n-avem. Foarte interesant. Creștini, ei au un loc unde să-și depună povara. Astăzi vorbim despre acest subiect. Unde putem să ne vărsăm povara? Și cum se produce această eliberare de vină? Am avut ocazia să vorbesc într-o perioadă anume a vieții mele. Eram implicat în servicii umanitari pentru penitenciare și am întâlnit diferiți gangsteri, răufăcători, violatori, criminali, delapidatori, diferite categorii.
Dintre ei, unii au venit și au devenit creștini, slavă lui Dumnezeu. Și discutam cu ei cum au rezolvat. Există un, fac o paranteză, un studiu Gallup. Gallup este o agenție de sondaje, e unul din cele mai serioase, corpuri sau birouri de sondaje. Se fac de obicei în America, se fac și pe un teritoriu mai larg decât continental. Și a descoperit că, printr-un șir de întrebări, peste 40% din omenire poartă taine pe care nu vrea să le știe nimeni. Și te miri de ce lumea la ora actuală este, pe de o parte, agresivă, violentă, frustrată. Stai puțin, ce te frustrează? Că alții nu sunt frustrați. Ei, nu condițiile din afară. Întotdeauna problemele lăuntrice creează motivele, petardele de nemulțumire. Problemele lăuntrice nerezolvate. Și 40 dintre oameni au un secret pe care nu știe nimeni și de care se tem să-l spună cuiva. Ori aceasta corodează semnificativ. Dar dacă vii la Dumnezeu, cum e cu iertarea? Pe ce bază Dumnezeu poate să te ierte? Care sunt condițiile? Faci un drum la Ierusalim, un pelerinaj? Dai danii, post, autoflagelare? Care sunt căile prin care poți cu adevărat să fii eliberat? Vă amintiți de istoria lui Martin Luther? Martin Luther, un călugăr augustin, care cu toată sinceritatea a vrut să-L găsească pe Dumnezeu. A devenit călugăr, a făcut teologia, a terminat cu un master in arts și a slujit ca preot, posturi lungi și spune că a devenit atât de zdrobit de simțământul vinei, creștin, preot, slujitor în mănăstire, în biserică, încât uneori, în fața liturghiei, cu simțământul nevredniciei, leșina cădea jos. Și a găsit Biblia. Și acolo a găsit ceva pe care cei mai mulți creștini, chiar de astăzi, nu-l cunosc. Vreau să vă povestesc o întâmplare. Întâmplarea petrecută în 1959 într-o localitate din Germania de Est, Eberswalde. E o povestire bună pentru copii. Deci o povestire pentru copii. Fritz, un băiețel de 10 ani, 10 ani se presupune că de acum știe de ordine, de școală, de datorie. Tăticule, mă lași să mă duc să mă joc. Era primăvară, aprilie, era o vreme frumoasă și după iarnă, când natura înviază, copiii vor toți să meargă afară, să zburde ca miei. Și tatăl spune, este ora 5. La 7:30 apune soarele. Fritz, uite-te la mine. De atâtea ori mi-ai promis că vii la timp și n-ai venit. Dacă de data asta nu vii, eu îți dau drumul. Atunci să știi că urmează pedeapsă. Da, tată, promit. Ei, s-a dus la joacă. Copii, hârjoană. Hai, ultimul joc. Soarele de sapunea. Da, ultimul joc. Și stau și, pentru că e mai lungă, ascunderea se face întuneric. Întuneric care creează mai multă, tensiune jocului. Și când în sfârșit vine acasă, Fritz se oprește în fața ușii de la intrare și prin geam vede 3 farfurii pe masă, tata și mama la masă mănâncă, farfuria lui goală. Fuuu, ce să fac acum? Și deschide ușa spășit. Tatăl îl întreabă, cât e ceasul, băiatul meu?
Tată, dar să știi că nu eu, ci Günther și Horst și... Ți-ai mintit de promisiunea ta? Da, dar să știi, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Și tatăl spune, în seara asta nu mănânci. A, asta nu era foarte, foarte grav. Dar nu o să intri în casă, te duci și te culci în șură. Știți ce înseamnă șură? În șură. Păi acolo se adună toți liliecii, toți demonii, duhurile. Te rog frumos să nu... Mama de acolo, tată, te... Mamă, e rândul să înveți o lecție. Acum te duci în șură. Și băiatul plângând mai așteaptă, poate un har de ultima clipă, harul nu vine. Și după aceea se întoarce să plece. Cât timp era în lumină, era bine, dar pe urmă era întuneric. Și să meargă, să ocolească casa, să intre pe lângă găini. Și nu uita, știi ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în momentele acelea. Nu vezi nimic. Calci într-o cratiță cu apă pentru găini. Te uzi. La un moment dat merge mai departe, calcă pe celălalt greb la care cade peste el, țipă. Și începe să se adune, știu, liliecii și groaza în suflet. Ajunge în fața șurii, scara, dârdâind, ajunge acolo, se aruncă în fân și se ascunde în fân cu inima bătând. Și în timp ce este acolo, mai aude câte o gâză, cr-cr-cr-cr-cr, și mai aude încă un talang, talang. Era o tablă care atârna și lovea din când în când, din pricina vântului, peretele. Și toate astea creează o atmosferă de mister, de amenințare și de groază. Și deodată aude pași. Tam, tam, tam. Hoții. Vin hoții. Și într-adevăr, pașii se urcă, adică se apropie. Aude o voce gravă care parcă vrea să scoată răgușala. Și aude scârțind scara. Un hoț vine. Scârț, scârț. Și în sfârșit o mână, o labă grea, pipăie, știu, podina șurii. Răsfârând greu, urcă un hoț cu cuțit, cu lanternă. Băiatul s-a ascuns de tot în fân și mâna începe să pipăie. Se aude cum foșnește și am dat, îi apucă mâna. El îngheață acolo și un glas îi spune, Fritz, vino încoace. E tata. Și băiatul din groaza aceea iese ca un popândău și se prinde de tatăl său. Vino încoace. În noaptea asta dormim împreună în șură. Și vă dați seama, din groaza aceea, o bucurie se revarsă și vin lacrimi de bucurie și de pace. Se prinde de tata și adoarme fericit. Istoria creștinismului este istoria lui Dumnezeu, care coboară să se împărtășească de toată vina omului. Și asta este minunea prin care cineva ne ia povara. Și chiar dacă suferim, cum suferă Fritz, că e frig în șură, nu? Vina și greutatea cade pe altul. Dragii mei, ăsta este Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul lui Iisus Hristos. Dacă vreți să discutăm comparația dintre iudaism și creștinism, am făcut un mic studiu cu câtva timp în urmă. În iudaism nu există concepția, știu, pocăinței. Acolo totul este ca să ai o viață cât se poate de dreaptă și dacă faci lucrurile, să faci în compensație mai multe lucruri bune. Totul este chestie de balanță. Și dacă ai mai multe fapte bune, ai trecut cu bine examen. Vreau să deschid cartea.
Înainte de asta, aș vrea să vă spun o discuție care m-a implicat fără să vreau. Era înaintea unei emisiuni de joi, când sunt invitați de la Speranța TV, sunt invitați tot felul de oaspeți din alte confesiuni, știți, dezbaterea aceea de joi, cu fratele Nica. Și eu coboream de la niște înregistrări de sus și acolo mă întâmpină doi teologi, fratele Nica, acolo, bine ați venit, spuneți cine are dreptate. Și discutau doi inși, oameni cu, știu eu, cu stele pe umăr, erau colegi adventiști. Unul spunea că pentru iertare trebuie să împlinești anumite condiții. Celălalt spunea, nu, e fără condiții. Pe cum fără condiții când... Cine are dreptate? N-am să vă spun. Pentru că am avut și eu de spus ceva care poate i-am mulțumit pe fiecare. Dar aș vrea, înainte de a discuta răspunsul pe care nu eu, că nu sunt deșteptul lumii, Biblia îl dă. E o chestie foarte simplă. Aș vrea să citim împreună un pasaj. Este unul dintre cele mai elocvente pasaje vis-a-vis de vină și iertare. Am să deschid, unul din cele mai gustoase parabole ale Domnului Hristos, am numit-o parabola absurdă, pentru că tot ce se întâmplă aici este absurd. Totul e absurd. Ascultați. Este în Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la versetul 21. Și să aveți puțină răbdare ca să parcurg verset cu verset, pentru că fiecare verset are o chestiune absurdă. Citesc. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Când Petru spune acest lucru, el face o bravură. Pentru că în registrul obligațiilor unui iudeu, erai obligat să ierți de 3 ori. Vă dați seama, odată te iartă. Te iartă a doua oară. Te iartă a treia oară și pământ, gata, la tribunal. Dar Petru, după 3 ani și jumătate de părtășie cu Hristos, spune, îl fac praf pe Iisus, să vadă că am învățat lecția. Și anume, zice, până la 7 ori, și acum aștepta ca Dumnezeu, ca Iisus să-i spune, bravo, Petre, bravo, ai învățat. Și Iisus îi spune, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7. Și Petru este năuc, zăpăcit, ceilalți ucenici să-l prindă, să îngroziți ce este, cum? Adică cum? Iertare? Absurd! Și pentru că Iisus vede deruta și confuzia, atunci spune, de aceea, vreau să le dau o lămurire, de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat. Atenție! Este cea mai înaltă autoritate din teritoriu. Un împărat care a vrut să se socotească nu cu miniștrii săi, nu cu slujitorii săi, nu cu cetățenii săi, ci, auziți, cu cine? Cu robii săi. Dacă vreți, este cea mai înaltă prăpastie de statut între împărat și nici măcar ființă umană, ci un rob care este dacă vreți, un instrument însuflețit, care este total la discreția mea, care nu poate face nimic de la el, pentru că e rob și care depinde totalmente de mine. A început să facă socoteala împăratul și a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Stop! Aflați, dragii mei, că nu e vorba de galbeni. Mai întâi de toate, aici este o notă de subsol unde spune talanți.
Un galben poate fi un ban mai mic sau mai mare, un Ludovic, un taler. Nu, nu e vorba de bani. E vorba de o măsură de greutate. Iar în timpul Domnului Hristos, după o sursă, un taler, un talent rectific, valora 52 de chile. Păi, un rob e absurd. Absurd cum să ieși de 70 de ori câte 7. E absurd, aparent. Caritatora, 10.000 de galbeni însemnează 10.000 de talanți, adică 10.000 ori 52 de chile. Cât face? Și vă spun încă un lucru care este stupefiant. De ce 10.000? Am să vă spun. În limba greacă, în care a fost scrisă Evanghelia, cea mai mare unitate numerică, deci erau 10 unități, 10, sute, mii, și ultima unitate, după care nu exista un termen, o echivalență, știu, noțională, era 10.000. De aceea în Apocalipsă spune că erau 10.000 de ori 10.000, că nu este mai mult decât miriad. Miriad era top, numărul cel mai mare. Și ce 10.000 de ori 10.000 și mii de mii, că n-avea alt număr să sună miliarde. Înțelegeți? Când spune îngerii care slujeau la tron. Și aici folosește Hristos cea mai mare unitate ca să arate că mai mult nu există. Și maximum ori 52 de chile. Acum opriți-vă. Cum se poate fura un rob pe stăpânul său? Nu de un sac. De 10.000 de saci. E absurd. Deci parabola este absurdă. Dar nu uitați, totul este vis-a-vis de datoria pe care noi, robi, o avem față de Dumnezeu. Un singur păcat, o minciună, sau m-am supărat cu ceva și nu-l iert. Fiți atenți, că e despre noi. Toate acestea lovesc în Hristos, atenție, și valorează cât imens de mult. Și spune mai departe, bine, deci cum a putut robul acesta să-l jefuiască, să-l fure pe stăpân de o avere incomensurabilă? Și m-a întrebat cineva, cum poate, frate? Și eu zic, e absurd, dar știi cum? Singura metodă prin care un rob poate să jefuiască stăpânul e prin la ruletă, la casino. Acolo doar pierzi. Adică nu cumperi nimic, doar pierzi. Și atunci, fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea. Și să se plătească datoria. Și asta e absurd. Cât costa un rob? Păi pe vremea războiului iudeu-roman din anul 70, 68-70, un rob iudeu a ajuns mai ieftin decât o pereche de sandale. Femeia nu o valora decât jumate. Dacă citești care au fost costurile pentru eliberarea creștinilor în războiul, în luptele pentru cucerirea Ierusalimului, când Saladin a cucerit Ierusalimul împotriva lui Richard al III-lea, Richard al III-lea, inimă de leu, a stabilit un preț pentru bărbați, jumate pentru femei și zero pentru copii. Păi dacă el vândea pe o pereche de sandale pe rob, nevasta pe două sandale, copiii nimic, cum să se plătească datoria? Vezi că e absurd? Și absurdul continuă. Robul acela s-a rugat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne! Ce a zis? Ce zice un om prins cu o caua mică? Ce a spus frițul Tasu? Cum? Haideți! Cum? Iartă-mă! Nu. Deci așa, robul acela a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot? Păi este o nebunie. Păi tu n-ai timpul tău, tu nu poți munci. Nu poți să... Păi și dacă ai munci, cât ai produce tu cu munca ta de necalificat, de rob? Cum poți plăti?
Și omul ăsta, în loc să zică, iartă-mă, zice, ce cere el? Nu iertare, timp, timp. E perdea de fum, vrea să-l păcălească pe stăpân, nu? E un mare șmecheroi. Ce faci cu un șmecheroi care după ce te-a furat, dă și cu flitul să te prindă? Păi, scurtează-l de un cap. Și ascultat ce spune stăpânul. Stăpânul robului acela, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Pa, e absurd. 10.000 de saci de aur. Și istoria continuă. Aici era vorba de o anumită relație între mine și Dumnezeu și stăpân. Numai că acum continuă pe orizontală datoria unuia față de altul. Fiți atenți. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de dinari. Un dinar era prețul unei zile de 10 ore, de 12 ore de muncă a unui argat. Un dinar. Avea 100 de dinari, 100 de lei scrie aici. A pus mâna pe el, îl strângea de cât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator! Da, era o datorie reală. Adică au stabilit o dată de returnare a banilor, omul a uitat sau n-a avut și acum în sfârșit a prins pe datornic și a spus, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea exact ce a spus el față de stăpân. Mă îngăduiește-mă și îți voi plăti. Este exact aceeași atitudine. Era realist robul acesta, slujitorul acesta. Păi în 3 luni putea strânge 100 să-i dea înapoi. Era rezonabil. Dar el n-a vrut, colegul lui, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, o altă absurditate, până va plăti datoria. Păi dacă îl bagi în temniță, cum să muncească? Cum să scoată banii? Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus, te-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se gădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Mă opresc. E o altă absurditate. Ați citit textul biblic, l-ați auzit. Cum spune Domnul? Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. N-am înțeles. Unde l-a rugat? Când l-a rugat? Ce a spus el în fața, știu, dezvăluirii datoriei lui îngrozitoare? A spus, mai dăm timp, timp. Și de ce spune stăpânul acum, fiindcă m-ai rugat? Auziți? Starea nenorocită a unui păcătos, condiția de pierdut, e o rugăciune, un apel la mila lui Dumnezeu. Cel mai nenorocit om, drogat, în șans, părăsit, desfrânat, în halul acela strigă starea lui la Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde prin milă. Iar ceea ce mă surprinde pe mine este că iertarea pe care stăpânul îi oferă după o pagubă imensă e gratuită, fără condiții. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. N-am să vă citesc sfârșitul acum. Mă surprinde iarăși un lucru. Prima dată când e prins în flagrant,
sumne să-l vândă pe el, pe nevasta, pe copilul lui, să se plătească datoria. Acum nu-l mai pune la vânzare, ci la chinuitori. Una e să fii păcătos, alta e să nu fii milos, să nu arăți milă. E mai grav decât păcatul. Și apoi Mântuitorul încheie capitolul cu aplicație pentru mine și dumneavoastră. Atenție, dragii mei! Aveți poate în conștiință pe o persoană, două, trei, cinci, pe care ați dori să nu le vedeți sau pe care le ocoliți. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dar, Doamne, care e condiția? Și vă amintiți de cei doi teologi care discutau în hol înainte de misiunea interconfesională? Cine, cum iartă Dumnezeu? Condiționat sau necondiționat? Vă ascult? Păi am prezentat această idee într-o comunitate de țară, în Ardeal. La urmă au venit vreo 5, 6, 7 înțelepți cu perii albi și au spus, frate, erezie! Erezie! Păi omul nu poate fi iertat decât dacă se pocăiește, mărturisește, știu, face penitențe. Și eu zic, așa scrie Hristos? Așa trebuie. Stai puțin, ce zice Biblia? Nu se poate. Trebuie omul, dacă nu știe iertare, dacă nu e conștient, nu poate fi iertat. Oare? Deschideți Biblia. Vă rog să citim Isaia 55:7. Este extraordinar textul. Scrie așa. Textul știm pe de rost, dar îi dă mai multe autoritate de a-l citesc. Începe să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ce condiții există în acest verset? Uite, doar atât. Să te întorci la El. Să se întoarcă inima, sufletul către Dumnezeu. Ăsta e un text altui și mai tare. Isaia 44:22. Ușor de ținut minte. 44 și pe o jumătate, 22. Ascultați ce spune aici. Și aș vrea să fac o microanaliză acestui text, pentru că este fundamental și are de-a face cu simțământul nostru, cu vina pe care o purtați în suflet sau o port în suflet. Citesc. Eu îți șterg. Un verb la prezent. Eu șterg acum. Eu îți șterg, fără de legile, ca un nor și păcatele ca o ceață. Al doilea verb. Întoarce-te. E un imperativ care vizează un fapt în viitor, că nu ești doar. Întoarce-te, faptul încă nerealizat. Întoarce-te la mine, și acum un al doilea, al treilea verb, căci eu te-am răscumpărat. Răscumpărarea se face înainte de întoarcerea omului. He, chiar așa? Iertarea înainte de întoarcerea omului. Și bunătatea ta ne îndeamnă la pocăință. Faptul că tu ne ierți înainte de a ne întoarce la tine. Asta ne zdrobește și ne face să ne alipim de tine. În Brooklyn este un cartier destul de abărât din New York, unde n-am îndrăzit să intru, deși colegul meu, fratele meu, a mers acolo și a colindat în Brooklyn. În Brooklyn era, și acolo sunt mulți amărâți, homeless, există acolo străzi întregi cu blocuri în care nu mai locuiește nimeni. Sunt dezafectate pentru că ăia n-au avut bani, proprietarul a tăiat, știu, rețelele, canalizarea, apa și au rămas locuri pentru șobolani și homeless, oameni fără adăpost. Într-un punct mai central, într-o mașină uzată, cu roțile dezumflate, trăia un homeless pe nume Damian Malvolio, un nume italian. Probabil că un om cu viață veselă, când a dat de fundul sacului, de lucru n-a mai găsit, casă n-avea, a luat mașina aceea și trăia acolo, homeless. Un om trăia din
știu, sticle peturi pe care le ducea și primea niște bani, suficient ca să mănânce, să bea și să se doar, să se culce acolo. Când copiii mergeau la școală și veneau, că era un centru mai aproape de magazine, își băteau joc de el. Damian Malvolio era un om de treabă, dar când își băteau joc cu oamenii, seamăra, ia plecați, smeteș, ia, hai, balea. Și ăștia nu plecau. Și era mărât că era ținta bullying-ului multora. Ba și oamenii mari se poticneau în el. Și la un moment dat a venit și poștașul. Damian dormea cu ușile deschise la mașină, la soare, se încălzească. Hei, Damian, Damian, ce vrei? Auzi? Te-ai făcut bogat peste noapte. Și tu mă superi. Nu, 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 la poștă te așteaptă un cec. Auzi, lasă-mă. Măcar tu dă-mi pace. Omule, pleacă. A doua oră vine poștașul, a treia oară, nu-l mai suportă. Când apare poștașul, se ascunde. Și Damian Malvolio moare în timp ce la poștă îl aștepta o moștenire de la cineva de câteva sute de mii de dolari. Și este foarte utilă această comparație. Răscumpărarea e plătită. Problema e dacă o iau eu, o primesc, dacă semnez țidula ca să fie a mea. Aceasta este iertarea pe care Hristos oferă gratuit tuturor. Și cineva a spus așa, toți suntem iertați, Hristos a plătit. În 1 Ioan 2 cu 2 spune, El este jertfa noastră de ispășire, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi. Deci El a plătit și pentru naziști și pentru, Pol Pot și Khmerii Roșii, pentru Mao Tse-tung și gărzile roșii, pentru toți a plătit păcatele tuturor, iertat. Problema este toți iertați, nu toți mântuiți. Pentru că între iertarea oferită gratuit și însușirea iertării apare un gol, un pas al voinței, al acceptării, al intrării pe șenalul sau pe canalul sau pe șinele relației cu Dumnezeu. Iertarea e gratis. El a fost iertat, dar n-a primit iertarea în condițiile lui Hristos. Între 20 noiembrie 1945 și 1 octombrie 1946 a avut loc în Europa, la Nürnberg, unul din cele mai mari spectacole ale justiției. Acolo se afla Tribunalul Criminalilor de Război de la Nürnberg. Au fost 22, 24 inițial, dar 2 erau lipsă, 22 de criminali mari de război care au fost judecați într-o perioadă de aproape un an. Practic, un an. Au fost printre ei Fritz Zaukel, care era ministru pentru munca silnică. O crimă împotriva umanității, când lua polonezi, lua tot felul de oameni, chiar și germani, care nu cădeau bine la ochi și băga la muncă silnică. Le lua libertatea și demnitatea umană. Era Alfred Jodl și Wilhelm Keitel, care erau șefii armatei germane, care au programat agresiunea plus executarea populațiilor ucrainene, evreiești din zonă. Era acolo Joachim de Ribbentrop. Era acolo și ăsta era ministrul de externe al lui Hitler. Era Göring, mareșalul aerului. Și în perioada aceea de un an de zile, cât ei au fost chemați la interogatorii, la confruntarea cu martorii, aliații au pus la dispoziția lor un pastor american de origine germană, Hermann Gerecke. Era un neamț care era de mult timp în Pennsylvania. Avea doi fii care au făcut războiul și s-au întors
răniți din război, un om care a simțit pe pielea lui durerea sau groaza de a-și pierde copiii și a văzut carnajul. Iar Hermann Gericke, un pastor luteran de toată condescendența și smerenia, și-a discutat cu ei în grup, în mici ore de rugăciune de dimineață, cine venea. I-a luat pe fiecare celulă cu celulă și spune că unii l-au întâmpinat, Göring, de exemplu, lasă-mă în pace cu jidanul ăsta de Hristos. Pentru el, Hristos era evreu, sigur. La sfârșit, după un an de zile, vreo 7 din cei 12 condamnați la moarte, cred că 12 sau 11, condamnați la spânzurătoare, 7 au primit mila gratuită a lui Hristos. Mi-amintesc că când a urcat Ribbentrop, ministrul de externe, pe eșafod, s-a întors către Hermann Gericke și a spus: mă încred în mila și iertarea lui Hristos. Sper să ne întâlnim în cer. Și aceeași mărturie a făcut și unul și altul. Și apoi trapa s-a deschis și au fost spânzurați. A venit la mine cineva, după ce am relatat această întâmplare cu detalii mai multe, o personalitate distinsă a bisericii de unde eram eu, pastor, și a zis: frate, dau încolo. Nu, chiar aia, criminalia aia, în cer, nu se poate, nu se poate. Vedeți, noi suntem formați după legea justiției egoiste. Pe noi nu ne doare după oameni. Dar oamenii sunt copiii lui Dumnezeu și păcătoșii sunt tot copiii lui. Și păcătoșii stârnesc mila lui Dumnezeu. Dragii mei, conștiința, tic-tac, tic-tac, îți spune vinovat, vinovat, ce ai de făcut? Și spunea un comentator, doi se ocupă de păcat și de vină. Hristos sau Duhul Sfânt și diavolul. Duhul Sfânt pune povara și te îndreaptă la Hristos și diavolul apasă povara și spune, ești pierdut, ești judecat, ești vinovat, nicio scăpare pentru tine. Încurajați pe cei care poartă povara în spinare, că există un loc unde să cădem. Una din studentele mele de la conservator a început să urmeze biserica. La data aceea o cunoscusem pe soția mea și i s-a plâns soției mele că e atât de deprimată, atât de dezdrobită încât i se are simț să-mi ducă cade. Eu am simț să-mi ducă cad, îmi vine să cad și mi-am amintesc un cuvânt pe care l-a spus soția: să cădem la picioarele lui Hristos. E un loc bun de cădere. Iar atunci când cădem și ne zdrobim la picioarele lui Hristos, atunci primim gratuit, necondiționat, fără să cerem iertare, primim toată răscumpărarea anterior acordată nouă de Dumnezeu. Dragii mei, dacă noi avem o datorie imensă de 10.000 de talanți, măcar să aplicăm, nu doar primirea iertării, ci să o aplicăm la cei care au 100 de lei datorie. Și dacă noi credem în iertarea lui Dumnezeu, vom deveni miloși și plini de bunăvoință față de cei care ne-au greșit. Prin asta se vede dacă am primit mântuirea, dacă am primit iertarea, dacă am fost eliberat gratis, fără merit de vină, sau vreau eu să plătesc. Aici este Evanghelia, drumul spre Hristos nu este practic un drum, ci este întâlnirea lui Hristos care coboară spre mine să-mi spună, iertate îți sunt păcatele, du-te și nu mai păcătui. Și Dumnezeu să-mi ajute mie și ție să credem din toată inima mila iertătoarea lui Hristos
care nu e pe contravalori, ci e gratuită. Amin.